Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom face împreună un fulg de nea, o decorațiune în formă de fulg de nea. Aceasta este foarte ușor de realizat, este un proiect la care mă gândesc de câteva zile și astăzi am decis să lucrez pentru dumneavoastră. Pentru a-l lucra, eu am folosit firul Lisa Lurex, pentru că este un fir care nu trebuie apretat, deci va fi mult mai ușor pentru dumneavoastră. După cum vedeți, steluța are stabilitate. Nu necesită apretare, nu necesită a fi călcat. De moment v-am prezentat această steluță care mie îmi place foarte mult, propun să începem să lucrăm. Pentru a lucra am folosit croșetul numărul 3. Acum voi forma cercul magic. În care voi lucra pentru început trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș înalt. 1, 2 și al treilea. Cel pe care l-am început. Voi îndrepta camera un pic mai jos. În felul acesta veți reuși să vedeți bine ceea ce lucrez. Am luat firul de două ori pe croșet. Voi face al doilea picioruș înalt. Îl voi face pe al treilea. După care voi lucra trei ochiuri de lanț și voi continua cu un alt grup de trei piciorușe duble înalte. Deci întotdeauna eu iau firul pe croșet de două ori. Eu uneori încurc termenii, pentru că sunt obișnuită după cărțile după care am lucrat aici, dar cu siguranță înțelegeți ceea ce lucrez. Am format și al doilea grup de trei piciorușe duble înalte. Acum voi lucra din nou trei ochiuri de lanț astea trei piciorușe de lanț. Deci fiecare grup de trei piciorușe va fi despărțit de trei ochiuri de lanț. Vom avea nevoie de un total de 6 grupe.
trei ochiuri de lanț, un alt grup de trei piciorușe, face alte trei ochiuri de lanț, poi închide cercul magic și voi uni în al treilea ochi din primul picioruș. Voi uni cu fir alunecat. Acum avem deci un total de 18 piciorușe duble înalte, despărțite de 6 arcuri care s-au creat aici, vedeți? Cum cu fir alunecat, mă voi îndrepta către primul arc. Aici voi lucra trei ochiuri de lanț, după care voi face alte două piciorușe duble înalte. Poate mă exprim greșit, dumneavoastră oricum observați manualitatea. După ce am făcut aceste trei, voi face 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, urmat de un alt grup de 3 piciorușe. Acest proiect este foarte ușor de realizat. După cum vedeți, mă voi deplasa în următorul spațiu, unde voi face din nou trei piciorușe. Ochiuri de lanț, și alte trei piciorușe în interiorul acelui așa spațiu. Acestea sunt proiecte foarte ușoare. Vedeți cât de repede se lucrează. Acum mă voi deplasa către următorul spațiu, al treilea, unde voi repeta aceleași trei piciorușe. De lanț, urmat de alte trei piciorușe. Deplasăm în următorul spațiu.
Cu această ocazie vreau foarte mult să-i mulțumesc doamnei Crină de la grupul Croșeta, cea mai bună prietenă, care a fost foarte amabilă și m-a invitat să fac parte din grupul dumneaei. De asemenea, m-a invitat să pun pe grup și tutorialele pe care le fac. Îi mulțumesc foarte mult, pentru mine acesta este un ajutor foarte mare. Vreau de asemenea să mulțumesc tuturor fetelor nou înscrise pe grupul Tatiana Croșeta și prietenele ei, tuturor celor care v-ați înscris pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea dumneavoastră. Fiecare nou înscrisă pentru mine înseamnă un pas înainte. Îmi dă curaj să merg mai departe și îmi face plăcere că urmăriți și vă place ceea ce lucrez. De asemenea, așa cum ați observat, eu sunt întotdeauna atentă la lucrările dumneavoastră. Dar dacă timpul meu este foarte limitat, pentru că, după cum știți, lucrez și ceea ce fac în timpul liber, deci acest hobby al croșetatului, al lucrului de mână, îl execut doar în orele libere pe care le am. Continui prin a vă spune că poate uneori nu este posibil să răspund imediat la mesajele dumneavoastră sau la salutul pe care îl puneți dimineața, pe care îl puneți seara. Țin foarte mult să vă mulțumesc și pentru aceasta. În momentul în care am un pic de timp liber la dispoziție, eu sunt prezentă pentru a vă răspunde, pentru a urmări lucrările dumneavoastră. Dacă nu am timp să scriu câteva cuvinte, un sticker îl pun întotdeauna la lucrări. Deci, în felul acesta, sunt mereu prezentă. Mereu, când spun mereu, spun în fiecare zi. Sunt prezentă alături de dumneavoastră, așa cum și dumneavoastră sunteți prezente alături de mine. Și pentru aceasta eu vreau să vă mulțumesc foarte mult. Am ajuns la capătul rândului. Vom uni rândurile aici, în al treilea ochi din primul picioruș pe care l-am realizat. Apoi, cu fir alunecat, ne vom îndrepta către mijlocul către acest spațiu liber, către acest arc. Deci voi face piciorușa alunecat. Am ajuns în interiorul primului spațiu. Aici voi lucra ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, după care voi face alte două piciorușe. În felul acesta vom avea un total de 3
pe trei piciorușe. Apoi voi face 4 ochiuri de lanț. După care voi face alte 3 piciorușe. Continua cu 7 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, 7, alte 3 piciorușe duble înalte, ochiuri de lanț, 3 piciorușe. Vedeți, am efectuat această acum ne vom deplasa în interiorul celuilalt arc, unde vom face pentru început 3 piciorușe, ochiuri de lanț, 3 piciorușe. Ochiuri de lanț, 6, 7, vor urma alte 3 piciorușe. Ochiuri de lanț, 3 piciorușe. Apoi ne vom deplasa în următorul spațiu liber, unde vom lucra exact aceleași piciorușe, același număr de lanț, de ochiuri de lanț, ca în celelalte.
Vedeți, se lucrează foarte repede. Cum vă spuneam, nu este nevoie să apretăm. Acest tip de fulg poate fi folosit și ca ornament pentru brad, ornament la fereastră, unde doriți, pentru că sunt foarte frumoase, sunt destul de mărișoare. Apoi vom face un alt proiect cu un fulg de nea un pic mai micuț, mai delicat. Bineînțeles că și acesta este delicat. Aici alte patru ochiuri de lanț, urmat de alte trei piciorușe. Vă spuneam, întotdeauna aleg cu atenție tutorialele pe care le execut să fie pe înțelesul dumneavoastră, să fie ușor de lucrat, să fie și frumos în același timp și să nu copii pe nimeni. Mă documentez bine înainte de a începe fiecare tutorial. Pregătesc exact cum se pregătesc temele la școală. Așa și eu. Am în lucru un proiect mai mare acum, dar când va fi finalizat, îl voi prezenta și dacă vă va plăcea, voi face și tutorial 3, 4, 5, 6, 7. Voi face alte 3 piciorușe. Vreau să-l lucrez în totalitate fără să opresc camera, pentru că așa veți vedea fiecare pas pe care îl fac. Aici sunt 4 ochiuri de lanț, voi continua cu alte 3 piciorușe. Voi continua în următorul spațiu.
4 ochiuri de lanț, urmat de alte 3 piciorușe. Ochiuri de lanț, urmat de alte 3 piciorușe. Ochiuri de lanț, alt grup de 3 piciorușe. Acum voi trece în ultimul spațiu. Grup de 3 piciorușe, pe face 7 ochiuri de lanț, un alt grup de 3 piciorușe, una volta, odată ce ai lucrat un fold, la al doilea deja știi pe de rost cum se lucrează. Aici alte 4 piciorușe și ultimul grup de 4 ochiuri de lanț, scuzați, și ultimul grup de piciorușe. Odată executate și acestea, vom închide în cel de-al treilea ochi din primul picioruș de la începutul rândului, o face fir alunecat, în felul acesta. Vom tăia firul. Vom închide rândul. Acum, vedeți?
de frumos e? Foarte frumos. Așa. Și foarte ușor de executat. Acum vom ascunde firele pe dos. Așa cum știți, eu întotdeauna folosesc croșetul. Doar să găsesc punctul corect. Aici. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să și coaseți, introduceți coacul. Eu, așa cum vă spun întotdeauna, lucrările, toate tutorialele le fac în scop demonstrativ. Astfel, dumneavoastră, puteți înțelege, puteți învăța ceva frumos. Nu vrea. Sfârșit. Am dat de capăt. Este imposibil pe fiecare lucru să nu voi tăia de aici. Capetele întotdeauna le pun deoparte, vă repet aceasta, pentru că apoi le folosesc în umplutura jucăriilor pe care le executăm. Și uitați-vă că în felul acesta am realizat acest fulg. Așa pentru a avea o idee, uitați-vă că are un diametru de 13 cm, vedeți? 13 cm. Acum fiecare după cum dorește. Pentru a-l putea pune în pomul de Crăciun, fie folosim un fir transparent pe care îl putem prinde de aici. Acesta va fi de efect, cu siguranță, fie de aici, fie de aici, din mijloc. Așa. Eu voi face acum ceva după placul meu și vă voi arăta și dumneavoastră modul în care voi decora acest fulg pentru a-l face îi da un aspect mult mai frumos. Deci, din panglică albă, uitați-vă, panglică cu lărgimea de un centimetru, eu am tăiat-o o lungime aproximativă, așa, să vedem, chiar din curiozitate, cât măsoară. Sunt 15 cm. Așa, 15 cm. Această pămblicuță eu o voi introduce aici. Vedeți, între și o voi lipi cu un pic din lipiciul lichid pe care eu îl folosesc întotdeauna la lucrările mele. Voi pune un alt de aici, din acest tub, pentru că aș vrea să-l termin. Cum vă spuneam, puteți folosi și acel fir transparent. Și
Știți, cel pe care îl folosesc pescarii când merg la pescuit, acela nu se vede. Eu nu dispun de acela și pentru că vreau totuși să-i dau o anumită prezență, să fie frumos, uitați-vă, făcut în acest mod. Apoi, aici, pentru a-i da o notă de căldură, o notă de culoare, voi face în felul următor. Voi pune două frunzulițe din pamblică pe care eu le-am realizat. În tutorialele mele, dacă veți fi cine este abonat pe YouTube, a văzut modul în care eu realizez frunzulițele la trandafir. Dacă nu, voi face un alt tutorial separat pentru dumneavoastră. Însă acolo găsiți cu siguranță, așa, acesta, voi pune aici, voi lipi, dar îl voi lipi în acest fel, îmi pare mult mai frumos, așa, și ascundem un pic și pamblicuța albă. Iar deasupra, pe frunzulițe, voi lipi o mică buburuză. Aceasta va da o notă de căldură, o notă de frumusețe acestui fulg, care ne lasă o plăcută impresie, care prin culoare ei ne amintește de căldura verii, dar ne poartă și un pic de bucurie în suflet. Uitați-vă, această buburuză, eu o voi lipi aici. Cineva poate se da gândi ce rost are, dar uitați-vă cât de elegant este acest fulg. Acum dumneavoastră, dacă vreți să executați buburuza, tot pe canalul de YouTube, vedeți modul în care eu am lucrat-o aceasta și ea este foarte ușor de executat. Pentru mine, cred că este plăcut în acest fel, dar oricum, important este ca dumneavoastră să lucrați întâi fulgul și apoi, dacă doriți, puteți decora în modul în care dumneavoastră doriți. Pentru acest moment, eu aceasta am vrut să vă prezint. Acesta este, deci, fulgul de nea pe care vi l-am prezentat astăzi. Va urma un alt tutorial cu un alt model, un fulg mult mai micuț și mai atrăgător, poate, depinde. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și vă doresc o după amiază plăcută.